Ursul, comedie de Anton Pavlovici Cehov. În salonul liniștit al conacului, tânăra moșiereasă Elena Ivanovna Popova, în haine cernite, stă cufundată într-un fotoliu, contemplând cu tristețe fotografia decedatului ei soț. Nici n-a băgat de seamă când s-a apropiat respectos de ea bătrânul servitor Luca. Nu faci bine, stăpână. Ai să te prăpădești de tot. Fata din casă și bucătăreasa au plecat la pădure după zmeură. Vorbă să fie. Orice făptură lui Dumnezeu se bucură de viață. Până și pisica știe să-și ia părticica ei de fericire. Aleargă de colo-colo după păsărele. Numai dumneata stai toată ziulica închisă în odăiță, asta ca într-o mănăstire, fără nicio bucurie. Zău așa. Dacă stăm să facem bine socoteala, s-a împlinit un an și mai bine de când n-a ieșit din casă. Și nici n-am să ies vreodată. Nu mai are niciun rost. Viața mea s-a sfârșit. El a intrat în pământ. Eu am să mă îngrop de vie între patru ziduri. Am murit amândoi. Ei, poftim. Auzi, nata, ce vorbe pot să iasă din gură. Bine, Nicolae Mihailovici a murit. Nu mai e nimic de făcut. Așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte. Ai suferit, ai plâns, ți s-a rupt inima după dânsul. Gata. Totul are un sfârșit. Trebuie să ții seama și de dumneata. Nu poți să-l jelești și să umble în doliu 1000 de ani. Și mie mi-a murit nevasta când i-a venit ceasul, slavă Domnului. Mă rog, am fost amărât și am plâns o lună încheiată. Și la sfârșitul lunii am zis, gata, destul, se ajunge. Nu-i vorbă că nici nu merita să o jelesc ca pe Lazar sărăcuța de ea. Dar să te bocești o viață întreagă. Ți-ai uitat toți vecini, nu te mai duci pe la nimeni. Iar nouă nu ne mai intră nimeni în casă, că nu primim pe nimeni. Trăim, iartă-mă că ți-o spun, ca niște cucuveli. Nu mai vedem lumina soarelui. Livreaua de gală mi-au ros o șoareci. Și dacă n-am trăit între oameni de lume, hai să zic, dacă Ubernia e plin de cavaliri, la Rublov a sosit un regiment și niște ofițeri de-ți vine să-i mănânci, nu altceva. Să tot stai să te uiți la ei. În fiecare vineri e bal la garnizoană, iar muzica militară cântă aproape în toate zilele. Hai, mămuncă, hai, stăpână dragă, ești tânără, ești frumoasă, numai să vrei și lumea dumitale. Frumusețea nu ține până la vreme de apoi. Peste 10 ani degeaba o să mai vrei să te împăunezi ca să iei ochii ofițerilor, că n-ai să mai ai cu ce. Să nu te mai aud vorbind de asta. De când a murit Nicolae Mihailovici, viața nu mai înseamnă nimic pentru mine. Ți-am mai spus, ți se pare că trăiesc, dar e numai o părere. Am jurat să nu mai ies din doliu și să nu mai văd pe nimeni până la mormânt. Înțelegi? Umbra lui, de acolo de unde o fi, să mă vadă cât îl iubesc. Știu, și știi și tu, de multe ori a fost nedrept, rău, necredincios chiar. Asta nu mă va împiedica să rămân credincioasă până la mormânt. Să-i arăt cum știu eu să iubesc, de dincolo, de pe celălalt râm, să mă vad așa, cum eram pe când nu mă părăsise. Decât să spui vorbe de asta, mai bine te-ai duce să te plimbi prin grădină. Sau să dai poruncă să înhami pe Tobi și pe Veni. Stăpână, spune, mă muc, ce este? Dumnezeule mare, ajută-te. Ce mult ținea la Tobi. Numai pe el îi plăcea să încalce când se ducea la Corciaghi sau la Vlasov. Și ce frumos mâna cai, cu câtă grație, cu câtă putere ținea hățurile. Ți-aduce aminte? Tobi, da. Spune-i să-i dea azi
Încă o porție de ovăz. Bine, stăpână, bine. Dar cine o fi? Spune că nu primesc pe nimeni. Bine, stăpână, bine. Rămasă singură, Elena Ivanovna își îndreaptă privirile spre fotografia soțului ei. Ai să vezi, Nicolae, cum știu eu să iubesc și să iert. Dragostea mea nu se va stinge decât odată cu moartea, când inima va înceta să mai bată. Să-ți fie rușine. Vezi și cu minte sunt eu. M-am închis aici ca o pusnică și am să-ți rămân credincioasă până la mormânt. Iar tu? Ție nu ți-e deloc rușine, grăsunule, iubitule. M-ai înșelat. Îmi făceai scene, mă lăsai într-una singură, săptămâni întregi. Stăpână, stăpână, e cineva care întreabă de dumneata. Vrea să te vadă neapărat. Dar nu i-ai spus că de la moartea soțului meu nu primesc pe nimeni? I-am spus, dar nu vrea să știe de nimic. Spune că are o treabă foarte urgentă. Nu primesc pe nimeni. I-am spus, dar parcă e dracu gol. Blestemă de mama focului și trece prin odăi ca la el acasă. A ajuns în sufragerie. Bine, bine, să intre, ah, ce mojicie, du-te și... Spune-i să vină. Da. Ce plictisitor sunt oamenii ăștia. Ce vor cu mine? De ce nu mă lasă în pace? Am să mă ascund într-o mănăstire, că nu se mai poate. Da, da, la mănăstire. Bă, de la nume, negiomule! Bă, mai taci din gură, măgarule! Doamnă, am onoarea să mă prezint. Locotenent de artilerie în retragere și proprietar Grigorie Stepanovici Smirnov. Sunt silit să vă deranjez pentru afacere serioasă. Ce doriți? Răposatul dumneavoastră soț pe care am avut onoarea să-l cunosc mi-a rămas dator 1200 de ruble, pentru care am două polițe. Cu mâine am de plătit niște dobânzi la banca agrară. V-aș ruga, doamnă, să-mi dați banii ăștia chiar azi. 1200 de ruble? Da. Și pentru ce vă datora acești bani soțul meu? I-am vândut niște ovăz. Oh, să nu uiți, Luca, de porția de ovăz suplimentară pentru Tobi. Da, doamnă, da. Dacă Nicolae Mihailovici v-a rămas dator, se înțelege că am să plătesc. Dar vă rog să mă scuzați, azi nu dispun de suma asta. Poi mâine, când se întoarce intendentul meu din oraș, am să-i dau ordin să vă dea ceea ce vi se cuvine. Deocamdată nu vă pot satisface cererea. Ce? Tocmai ea se împlinesc 7 luni de când a închis ochii soțul meu și nu sunt în stare să mă ocup de afaceri bănești. Eu trebuie să mă spânzur dacă nu plătesc mâine dobânzile. Mi se va sechestra moșia. Poi mâine veți primi banii. Mie îmi trebuie banii azi, nu poi mâine. Scuzați-mă, dar azi nu pot să vă plătesc. Iar eu nu pot să aștept până poi mâine. Bine, dar acum n-am ce să fac. Ce să zic fac? Că nu vreți să-mi plătiți. Dar nu pot. E ultimul dumneavoastră cuvânt? Da, ultimul. Ultimul, adică cel din urmă? Cel din urmă. Vă foarte mulțumesc. Am luat notă. Și mai au pretenția să nu-mi ies din ale mele. Adineaură m-am întâlnit cu taxatorul de la accize care m-a întrebat. Tot supărat, Grigorie Stepanovici. Auzi, cum să nu fiu supărat? Încrapă buză după bani. Am pornit de ieri de dimineață cu colinda pe la toți debitorii. Nu mi-au dat niciunul un ban. S-au rupt de oboseală. Am dormit dracu știe unde. Într-un han nenorocit lângă un butoi de rachiu. În sfârșit ajung aici la 72 de verste depărtare de casa mea. Cu speranța că o să încasez ceva. Și aici mi se oferă stări de suflet și dispoziții. Cum să nu mă supăr? V-am spus destul de lămurit, mi se pare. Veți fi plătit de îndată ce se întoarce intendentul din oraș. Eu n-am venit să-l caut pe intendent, ci pe dumneavoastră. Ce dracu am eu, scuzați expresia, cu intendentul dumneavoastră. Vă rog, domnule, nu sunt deprinsă cu astfel de expresii ciudate și cu tonul ăsta. Nu vă mai ascult. Supărată,
Elena Ivanovna iese din salon, lăsându-l singur pe Smirnov. Auzi, dumneata, nu pot. 7 luni de când a murit bărbatul. Dar eu trebuie sau nu să-mi plătesc dobânzile? Nu, zău, vă întreb pe dumneavoastră. Trebuie sau nu trebuie? I-a murit bărbatul. Stări de suflet și alte mofturi. Foarte bine. Intendentul a plecat, nu se știe unde. L-a dracu și pe el. Dar ce mă fac eu? Să zbor cu balonul ca să nu mă ajungă creditorii? Sau să mă dau cu capul de pereți până în presnițea asta? Mă duc la Gruzdev, nu-i acasă. Iar Osevici se ascunde. Mă cert la cuțite cu boul ăla de curuțin, că puțin a lipsit să nu trec cu el prin geamuri. Pe Muzutov îl doare burtă. Și asta cu stări de suflet. Lichele și canale, răi de plată. Fiindcă i-am răsfățat prea mult pe toți. Prea le-am căutat în coarne. Pentru că sunt un bleg, un nătăfleț, o muierușcă. Mă port prea delicat, asta e. Nu să că vă arăt eu vouă. O să mă cunoașteți voi pe mine. Nu mai îngădui nimănui să-și bată joc de mine. Ducă-se la dracu. Nu mă miști de aici până nu-mi plătește. Îmi vine să plesnesc de necaz. M-au apucat toate furiile. Simt că tremură vinele să... de supărare și... mă năbuș. Nu mai am aer. Aer. Iisuse Hristoase, îmi vine rău. Cine mă e aici? Cine? Ce doriți, domnule? Dă-mi un par cu apă sau un cvas. Numai decât conac. Hai, repede! Repede. Și... n-auzi, dumneata? Logică. Am nevoie de bani. Ești cu cuțitul la os? Îți vine să-ți pui ștreangul de gât și... dumneai nu plătește pentru că vezi, dumneata, dispoziția sufletească nu-i permite să se ocupe de afaceri bănești. Urât mi-a fost toată viața să stau de vorbă cu femeile. Mai liniștit ar fi să stau turcește, să-mi fumez luleaua pe un butoi cu praf de pușcă decât să am de-a face cu o femeie. Uite, numai că mă gândesc la trena rochii dumneai și mă apuc alte alea, bă! Numai când văd de la distanță o ființă de-astea poetică și se încârcină carne pe mine, îmi vine să urlu. V-am adus apă. Haide. Poftiți. Doamna e bolnavă și nu primește pe nimeni. M-aș de aici. M-aș de aici! Am plecat. Auzi. E bolnavă și nu primește. Bine. Nu mă va primi. Mă fic și eu aici și stau până mi-o da banii. Dacă te ține boala o săptămână, stau o săptămână. Te ține un an, stau un an. Îmi văd eu banii, mămucă dragă. Nu mă înduieșesc dumneata pe mine cu doliu și cu gropițile dumitale. Știm noi câte părale fac gropițele astea. Hei! Deschamă cai, Simioane! Nu plecăm de aici cu una, cu două! O puțin la zbor, bă! Păi nu vezi ce clăieșul din stânga s-a încurcat în hamuri? Bă, nu-i nimica, bă! Nu-i nimica! Lasă că-ți dau eu ție că nu-i nimica! Nu-i nimica! Mi-e rău și... m-a toropit căldura. Nimeni nu scoate un ban. N-am închis ochii toată noaptea. Iar aici dau peste rochea asta de doliu, cu trenă și cu dispoziție sufletească. Și mă doare capul de împlesnește. Să beau nițică vodcă. Să beau, de ce să nu beau? Hei, să vii careva aici! Ce doriți? Un pahar cu vodcă. Vă aduc îndată. Arăt parcă sunt prins pe gârlă. Plin de praf, cismile murdare, nespălat, nepieptănat, hainele pline de pai. Conița asta m-o fi luat drept un tâlhac.
Da, e cam nepoliticos să intru într-un salon în halul ăsta. Da, mă rog, eu nu sunt musafir, sunt creditor. Creditorii nu trebuie să vie mare ținută. Poftiți și vodka. Vodka. Vă permiteți cam multe, domnule. Ce ai spus? Eu? Nimic. Eu personal, nimic. Cu cine crezi tu că vorbești, hă? Marjici! Uite-l-ați! Cine l-a trimis pe afurisitul ăsta pe capul nostru? Îl las, dracule. M-a apucat turbarea. Îmi vine să fac praf tot ce văd înaintea ochilor. Și nu mă simt bine, mi-e rău, mi-e rău. Ei, să vii cineva aici! Să... Da. Domnule, singurătatea în care m-am cufundat m-a dezobișnuit să mai aud voce omenească și nu suport zbieretele. Vă rog insistent să nu-mi turburați liniștea. Dați-mi banii și plec. V-am spus că deocamdată nu dispun de bani și cred că am vorbit limpede. Aveți răbdare până poimine. Și eu am onoarea să vă spun tot limpede că am nevoie de bani azi, nu poimine. Dacă nu-mi dați bani azi, mâine trebuie să mă spânzur. Ce să fac dacă n-am bani? Bine, dar e nemaipomenit. O să zic că nu vreți să-mi dați bani acum pe loc. Nu pot? Nu. În acest caz mă înfig aici și stau până noi vedea banii. Nu mi-i dați decât poimine, foarte bine. Până poimâne stau și eu aici, picior peste picior, poftim. Da. Eu întreb un singur lucru. Trebuie sau nu să plătesc dobânzile până mâine? Sau poate credeți că glumesc? Domnule, vă rog să nu ridicați glasul. Aici nu sunteți în graj. Nu e vorba de graj, e vorba dacă trebuie să plătesc până mâine. Da sau nu? Nu știți să vă purtați în societatea feminină. Ba, știu, dracule. Nu știți. Sunteți un mojic, un rău crescut, un bădăran. Oameni ca lumea nu vorbesc așa cu femeile. Auziți, oameni buni. Și cum ați vrea să vă vorbesc? Franțuzește? Mademoiselle, je vous prie. Nu vă pot spune ce fericit sunt că nu-mi dați nicio parachioară. Pardon, că v-am deranjat. Ce zi splendidă și ce bine vă stă în doliu. Da, ești grosolan și nesărat. Grosolan și nesărat. Nu știu să mă poartă societatea femenină. Tot ce pot să vă spun, doamnă, e că mai multe femei am văzut în viața mea decât dumneavoastră vrăbii. M-am bătut de 3 ori în duel pentru femei. Am părăsit 12 și 9 femei m-au lăsat ele pe mine. Da. Am fost și eu într-o vreme dobitoc. Am fost și eu într-o vreme de zahăr. Am fost și eu dulce ca laptele. Știam și eu să mă răsucesc ca un șirac de perle. Să bat călcâile. Iubeam, sufeream, oftam la lună. Mă muiam, mă topeam, înghețam. Iubeam cu patimă sau cu turbare. Ca un disperat. În fel și fel de chipuri. Luam artos draci să mă ia. Trâncăneam și eu ca o coțofană de emancipare a femeilor. Pasiunile tandre mi-am mâncat jumătate din avere, dar gata, am terminat sluga dumneavoastră, nu se mai înghite, nu mă mai las eu dus de nas, mi-ajunge. Ochii negri, priviri ucigătoare, buze calde, gropiți în obraj, lună, șoapte, sufletul la gură, pe toate astea la un loc, doamnă, eu nu mai dau nicio ceapă de gerată. Exceptând persoanele de față, toate femeile, toate mici și mari, cu toptan. Sunt năzuroase, afectate, brâfitoare, îndrăcite, mincinoase, fără pereche, ușuratice, interesate, fără suflet. Iartă-mă dacă nu sunt prea sincer, o vrăbiuță ar bate cu lungim pe o filozoafă cu fuste. Alege pe care vrei din creaturile astea romantice. E un văl, o adiere, un zefir, o divinitate, numai farmec și încântare. Dar ea trage cu coada ochiului la sufletelul ăsta gingaș. Un crocodil, ca toți crocodilii. Și ceea ce te scoate din sărite e că crocodilul ăsta își închipui că privilegiul lui, monopolul lui, capodopera lui sunt sentimentele tandrei.
Să mă ia toți dracii și să mă înghită nemestecat. Să mă spânzure de cuiul ăsta cu picioarele în sus. Dacă femeia e în stare să iubească pe oricine ar fi, în afară de scumpul ei cățeluș. În dragoste nu știe decât să plângă și să se vaete. Iar când bărbatul suferă și se sacrifică, ea își exprimă iubirea făcând cu trena rochii sau profită de ocazie ca să-i puie și mai bine belciugul de nas. Dumneata ai avut nenorocirea să te naști femeie. Mărturisește-te, rog, cu mâna pe conștiință, dacă ai întâlnit de când ești femeie sinceră, credincioasă și neschimătoare. Ha? N-ai întâlnit că n-ai avut de unde. Nu sunt constante și credincioase decât femeile bătrâne. Da. Sau slute. Mai ușor găsești o pisică cu coarne sau o cioară albă decât o femeie credincioasă. Da? Da. Așa crezi, dumneata? Da, da. Dar atunci, după părerea dumitale, dacă îmi dai voie să te întreb, mă, cine e credincios și statornic în dragoste? Nu cumva bărbatul? Da, bă, bărbatul. Bărbatul e credincios și statornic în dragoste. E bine, asta e ceva nou. Dar cine-ți dă dumitale dreptul să afirme așa ceva? Bărbații sunt credincioși și statornici în dragoste. Va, e uite, dacă am ajuns până aici, să-mi dai voie să-ți spun că dintre toți bărbații pe care îi cunosc și pe care i-am cunoscut, cel mai bun a fost soțul meu. Îl iubeam din toată inima, cu pasiune, cum numai o femeie tânără și serioasă poate să iubească. Lui am dăruit tot, tinerețea, fericirea, viața, averea. Nu trăiam decât pentru el. Îl adoram. Ei și bărbatul ăsta al meu, cel mai bun bărbat din lume, mă înșela cu neobrăzare la fiecare pas. După ce am închis ochii, am găsit în biroul lui un teanc de scrisori de amor. Iar pe când trăia, uite, nu știu cum îmi vine când îmi aduc aminte, ah, mă lăsa singură săptămâni de-a rândul. Sub ochii mei făcea curte altora și mă înșela. Ah, îmi risipea bani, își bătea joc de dragostea mea și cu toate astea îl iubeam. I-am fost credincioasă. A murit. Eu i-am rămas credincioasă și sunt statornic. M-am îngropat singură de vie între patru ziduri și sunt hotărâtă să port doliu până la moarte. Doliu. Prea mă crezi cu degetul în gură. Crezi, nata, că eu nu știu de ce umbli costumat așa negru și de ce te-ai îngropat între patru ziduri? E, uite că știu. E ceva misterios, e poetic. Trece pe aici un aspirant de ofițer sau poate un trubadur. Își aruncă ochii la fereastră și își spune: aici locuiește misterioasa Tamara, care s-a îngropat de vie între zidurile acestea din dragoste pentru bărbatul ei. Ne pricepem noi la figuri de astea. Cum? Dar cum îndrăznești să-mi vorbești așa? Fiindcă te-ai îngropat între patru ziduri, dar n-ai uitat să te pudrezi. Cum îți permiți? Ia te rog să nu strigi așa la mine, că nu sunt servitor dumitare. Să-mi dai voie, te rog, să le spun lucrurilor pe nume. Eu nu sunt femeie și nu mă sfie să spun de-a dreptul ce am de spus. Și te rog să nu strigi! Eu nu strig, dumneata strigi și te poftesc să mă lași în pace! Dă-mi banii și am plecat! N-am să-ți dau niciun ban! Hai să-mi dai, doamna, să-mi dai! Ba, n-am să-ți dau, numai așa, fiindcă nu vreau să-ți dau o copii că n-ai să vezi de la mine și te rog să nu mă plictisești! Nu am plăcere să fiu nici soțul, nici logodnicul dumitare, așa că nu-mi face scene, te rog! Nu pot să te sufăr! Îndrăznești să stai jos în fața mea? Îndrăznesc! Te rog să pleci! Dă-mi banii mei! Ce furios sunt! Nu sunt deloc dispus să discut cu un neobrăzat. Ieși afară! Nu! Ah, nu vrei să pleci? Nu! 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 Foarte bine! M-ați chemat? Luca, dă afară pe domnul! Da, domnule, vă rog să plecați. Porunca e porunca, așa că... Țineți gură, te fac tăi! Maică prea curat! Dumnezeule, mă gândă! Mi-e rău, îmi vine rău, mi s-a tăiat răsuflarea. Mai de mine, Dașa! Unde ești, Dașa?
S-au dus după zmeure toate. Nu e nimeni în toată casa. Te poftesc să ieși afară. Fii politicoasă, atâta spun. Ești un moșic, un urs, un bădăran, necioplit, un monstru. Ce ai spus? Am spus că ești un urs, un monstru. Ia ascultă, cu ce drept mă insulți dumneata pe mine? Da, te insulți și ce poftești? Ce crezi că mi-e frică de dumneata? Și ce, dumneata crezi că îți poți permite să insulți lumea, fiindcă ești o creatură poetică, romantică, da, așa crezi? Te provoc la duel. Dumnezeule Sfânt și Mare Iisuse Hristos. Ia pistolul. Pentru că ai pumnii ăștia nuduroși și o benegată de bivol, crezi că mă sperii? Ce moșic, ce necioplit. În gardă! Nu îngădui nimănui să mă insulte, oricât de femeie ar fi, oricât de plăpândă. Ursule! Să terminăm odată cu prejudecata asta stupidă, că numai bărbații trebuie să dea socoteală de insulte. Ori e egalitate, ori ducă-se dracului. În gardă! Aha! Vrei să ne batem cu pistolul? Poftim! Acum, pe loc! Au rămas niște pistoale de la bărbatul meu. Le aduc imediat. Bun. Nici nu știi cu ce plăcere am să strântesc un glonț în țeasta asta de lemn. Luate-a toți dracii! O strivesc ca pe un pui de găină! Eu nu sunt un mucos, un nătăfles sentimental. Eu nu știu ce e aia ființă slabă. Tătucule, fie-ți milă, îndură-te de bătrânețele mele. Du-te cu Dumnezeu. M-ai speriat adineaori de mi-a sărit inima din loc. Și acum vrei să te bați. Se bată cu mine, nu. Da. Asta e egalitate, emancipare, da. Egalitatea sexilor. Am să omor de dragul principiilor. Ce femeie. Luată-l toți dracii, am să strântesc un glonț în țeasa asta de lemn, ha? S-a roștit toată, ochii străluceau și a primit provocarea. Pe cuvântul meu, așa femeie n-am întâlnit de când mama m-a făcut. Du-te, tătucule, du-te. Și toată viața am să dau acatiste la biserică pentru dumneata. Asta zic și eu, femeie. Du-te. Adevărată femeie, nu o bolatică de alea, o cârpă, o zdreanță. Foc și pară, iarbă de pușcă, șrapnel. E și păcat să o omor. Tătucule, sufletelule, du-te, vezi-ți de drumul dumitare, tătucule. Ce mai place și încolo, îmi place. Îmi place grozav. Cu toate că are gropițe în obraz, îmi place. Mă lipsești și de datorii, gata, mi-a trecut necazul. E o femeie nemaipomenită. Uite-o că vine. Am adus pistoalele. O să ne batem. Dar înainte am să te rog ceva. Arată-mi cum se trage. Eu n-am pus mâna pe o armă niciodată. Doamne, păzește, Doamne, miluiește. Mă duc să chem pe grădinar și pe vizitiu. Ce belea pe capul nostru. Ce belea, Doamne. Da. Păi să vedeți, sunt mai multe feluri de pistoale. Cele pentru duel sunt pistoale speciale, cu capsă, pistoale Mortimer. Astea sunt pistoalele Smith & Wesson, cu triplă acțiune, cu extractor și cu percuțiune centrală. Sunt grozave. Perechea asta face cel puțin 90 de ruble. Pistolul se ține așa. Ce ochi, Doamne, ce ochi. Femeia asta parcă stoarnă foc în vine. Așa? Da, așa. Apoi ridici cocoșul, ochești, așa, cu capul înclinat. Da. Întinzi mâna, atât, nu prea mult, și apoi cu degetul ăsta apeși pe trăgaci. Da, asta e. Ce e mai important însă e să nu-ți pierzi cumpătul și să ochești în liniște. Mâna mai cu seamă să nu-ți tremuri. Am înțeles. Dar parcă nu se potrivește să te bați în duel într-o cameră închisă. Să mergem în grădină. Să mergem, dar îți spun dinainte că eu am să trag în aer. Alta acum! Dar de ce? De ce treaba mea? Aha, ți-e frică, da? Nu, domnule, nu. N-ai să scap cu una, cu două. Te rog să mă urmezi. Nu mă las nănuțiciului fruntea asta pe care n-am ochi să o văd. Nu cumva ți-e frică? Da, e frică. Minți! De ce nu vrei să te bați? Pentru că îmi place. Îți plac, auzi ce îndrăsnește să-mi spui e. Ieși, poftim afară. Fără să spuie nimic, Smirnov lasă pistolul, își ia pălăria și se îndreaptă către ușă. Dar se oprește, se uită lung la Elena Ivanovna
și îndrăznește să se apropie de ea. Uite ce e. Tot mai supărat. Și eu nu știu cum să-mi stăpânesc furia. Cum să spun, înțelegi? Adevărul e că într-o poveste ca asta, la drept vorbind, asta e. Ce sunt eu de vină dacă îmi place? Îmi place, pricep, te iubesc. Ce mai? Tot amorez alulea. Pleacă, pleacă de aici să nu te văd. Ce femeie, Dumnezeule Sfinte, ce mai femeie, n-am văzut de când sunt așa ceva. Sunt pierdut, m-am topit, am căzut ca un șoareci în curs. Piei din ochii mei sau trag? Trage. Nu-ți poți închipui ce fericire e să mor sub privirea ochilor ăștia minunați. Să mor răpus de pistolul pe care îl ține mânuța asta de catifea. Sunt înnebunit. Gândește-te și răspunde-mi acum pe loc. Dacă apuc să plec, nu ne mai vedem niciodată. Hotărăște-te. Sunt nobil, cinstit, am 10.000 de ruble venit, îmi pușc rândunica din zbor, am cai foarte buni. Vrei să fii nevasta mea? Nu vreau nimic. Trebuie să ne batem cu pistoalele. În gardă! Mi-am pierdut mințile, nu mai pricep nimic. Apă! Apă! Să vie careva! În gardă! Sunt nebun. M-am îndrăgostit ca un licean, ca un prostănac. Te ador. Iubesc cum n-am iubit în viața mea. Am părăsit 12 femei. 9 m-au părăsit ele pe mine. Dar pe niciuna n-am iubit-o cum te iubesc pe dumneata. M-ai răzbit, m-ai scos din circulație, m-ai dat gata. Uite-ți cad în genunchi ca un tâmpit și-ți ofer mâna mea. Auzi, rușine, auzi, catastrofă. De 5 ani nu mai știu ce e amorul. N-am mai fost amorezat de 5 ani. Și-am jurat să nu mai fiu câte zile o avea. Și acum să mă trăsnească așa din senin. Iată mâna mea. Răspunde, da sau nu? Nu răspunzi? Bine. Atunci am plecat. Stai! Stau. Nu, nu, pleacă! Nu, nu, ba stai, ba nu! Nu, nu, pleacă, pleacă! Ah, nu pot să te sufăr. Adică nu, 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 nu pleca, nu... Ah, dacă ai ști ce supărată, ce furioasă sunt pe mine. De ce mai stai acum? N-au să pleci? Adio. Da, pleacă. Unde te duci? Mai stai puțin. Adică nu, nu. Ah, vezi de drum. Mai vai, dar cine casă mie? Fugi, fugi, fugi. Nu te apropii. Dar mie, mie cine casă mie pe mine? Îmi vine să-mi cărăp capul. Să mă amorezesc ca un puști, să cad în genunchi, mă îngrozesc. Te iubesc, mă auzi? Nenorocirea asta trebuia să-mi cadă mie pe cap. Mâine am de plătit dobânzile. Fânul trebuie strâns de pe câmp și vii dumneata. N-am să mi-o iert niciodată. Oh! Lasă-mă să te îmbrățișez. Nu mă atinge? Nesuferitule, te urăsc. În gardă. Și amândoi se îmbrățișează. Dar peste o clipă, în salon apare speriat bătrânul Luca, care a adus în ajutor pe toți servitorii conacului, înarmați cu furci, greble și lopeți. Nu mică-i fumirarea văzându-i cum se sărută. Trăsmește-mă, Doamne. Luca, să spui la grești ca să nu-i mai dea deloc o văzlui Topi. Ați ascultat Ursul, comedie de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoarea: Elena Ivanovna Popova, Cela Dima, artistă emerită; Grigori Stepanovici Smirnov, Aurel Munteanu, artist emerit; Luca Costache Antoniu, artist al poporului; Crainicul Sorin Balaban; regia artistică Moni Gelerter, maestru emerit al artei.